Salutare, dragi prieteni, bine v-am găsit la un nou episod de FIFA Ultimate un episod scurt și de data asta chiar îl țin scurt. One Touch Upgrade, 2 două SBC-uri, unul Tradeburn, unul promovate de cei de la Electronic Arts, SBC-uri prin care ne garantează un jucător One Touch. înainte să mergem să facem și noi două, maxim trei combinații, fix două cuvinte despre eventul în sine, despre One Touch. Despre SBC-uri, în general, și nici nu cum să dau, fraților, nu tot ce zboară se mănâncă. Nu toate SBC-urile pe care cei de la Electronic Arts le promovează sunt și avantajoase, profitabile pentru noi. Așa că atenție la neatenție, multe sunt gândite pentru a ne consuma resursele înaintea unui event sau înaintea unui jucător important. Ne consumă resursele astfel încât în momentul în care este ceva important să mergem să cumpărăm points și e absolut normal. Nu am nicio problemă cu asta, chiar nu am. La urmă, urmă e o afacere, iar o afacere să fie de succes trebuie să fie și profitabil. Am o problemă cu contentul slab, cu lipsa contentului slab și cu neglijența, fără să atac pe cei de la Electronic Arts, dar de vedere. Și motivul pentru care în background avem, evident, One to watch, sunt pe pagina lor oficială, atenție. Și, practic, avem jucătorii One to watch Day One, da? în pack de pe data de 27, Pagina oficială FIFA 20 Nu au upgrade jucătorii Dacă dăm pe lista asta Și dacă intrați puteți să verificați și voi Practic astea sunt jucătorii de la început Hazar de 91 Griezmann, Coutinho Atât Hazar cât și Grizi Dar și Coutinho au upgrade-uri 92, 90 și 88 dacă nu mă înșel Și nici nu pot să dau pe jucători vedeți? Nu pot să dau pe jucători Să mă duc pe jucători Să dau click Să mă duc, Să fac ceva Deci asta e o neglijență Practic au lăsat eventul ăsta De la început l-a lăsat așa și valabil pe, pentru toți jucătorii. Uh, cred că singurul ar fi de eu, văd aici așa un bus, dacă nu un înșel, uh, sau nici măcar el. În fine, așa că recomandarea mea e să mergeți uh, pe un alt site, mergem imediat. Ok, frate, sau de fapt sunt mai multe site-uri, ar fi FIFA Ultimate Team, FootWiz, FootHead, dar eu merg pe FootBin, un site pe care îl folosesc zilnic, un site care e la zi cu tot ce se întâmplă în FIFA 20, evident că e la zi și cu jucătorii One to Watch. Și aici lista completă și dacă dăm așa un ochi, practic sunt puțini jucătorii care merită interes, vorbim de Hazard cu un plus 1, doar plus 1 pentru că a fost accidentat, Grizi, Benedet, probabil cel mai vânat, plus 3 și e un jucător stricat, tot spre 400.000 pe Consolă. Ar mai fi, uh, ar mai fi de, Jong, de Jong și Pepe, care practic te ar duce pe profit 90-100 de mii pentru cei doi jucători. Uh, pe plus ai ieșit cu Coutinho, la limită Luca, cu restul sunt jucători între 20 și știu eu 30 de mii chiar nu merită interesul. Jucători de care ai nevoie ca să o scoți la capăt cu un astfel de SBC. Deci da, eu o să fac două, poate trei. Și probabil că o să vedeți foarte mult content creator, o să facă cu zecile. Dar e altceva. Nu intrați în capcana aia, nu consumați resurse, resurse importante, pentru că nu merită. Nu merită. Hai să mergem să facem SBC-urile astea. Ok, fraților, așa am ajuns la momentul adevărului. Astea sunt combinațiile. Eu le-am pregătit din timp ca să țin scurt episodul ăsta. Știam că o să vorbesc ceva la intro. Și da, practic, astea sunt combinații. Asta e tradable. Bine, folosesc resursele pe care le am la club. Foarte mulți jucători pe care le am de 2-3 ori, de 4 ori pe transfer list. Așa că o să fac o mică pauză, o să tai la editare. Pentru că trebuie să aduc pe Blind, trebuie să aduc pe Tadi și am pe lista de transfer acolo pe, pe Celso. Da, în fine, astea sunt cei acei jucători pe care eu i am la club. Uh, da, ce să zic, pe ăsta l-am prins day one, cred că era 79, n-aș vrea să mă înșel. Probabil uh, unul dintre cei mai proști alături de Joltion. Uh, nu știu de unde l-am prins pe Dembele, de și în în tradable și pronți vine de la un SBC. Nu am avut mare, mare noroc la Mantuaci. Și da, cerințele, un jucător one to watch, aici ar fi problema, pentru că da, trebuie să te duci să dai un 22-24 de minute, nu te duci să iei pe Jordiun de 78, trebuie să ieși și tu acolo un 81-82 pentru un astfel de jucători, Dacă vrei să faci un tradable, nu? Ca să faci un tradable, și 83 cu 55, recomandarea mea e să folosiți, dacă aveți un astfel de jucător, să faceți prima dată un la tradable și în funcție de ce prindeți, să mergeți să folosiți respectivul jucător uh, la tradable. Dacă aveți un jucător, chiar și proms, pe care nu-l folosiți, îl aveți în la club, mergeți din prima, aruncați acolo un inform de 81-82 și o scoateți la capăt. Bun, până una alta, dă să dăm sumit. One to player, repede, 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 ar fi frumos să țin sub 10 minute episodul ăsta. Oh, one to upgrade complete, păi, evident. Despre asta e vorba. Bun, untradable și mergem să facem și SBC-ul tradable. Probabil că nu o să mai ai. Au dispărut patru jucători. Se duce moșul și aduce imediat de pe transfer list. Gata și combinația asta, fraților, și singura diferență între tradable și untradable ar fi un jucător uh, info pe care trebuie să-l arunci în joc. În rest, cam aceeași cerință. 83, mă rog, de 70, dar nu e foarte greu de, de realizat. Și da, dăm sumit și mergem și luăm și uh, pe Costa trebuie. Deci fix două combinații uh, Trei dacă prind Știu eu dacă prind pe Proms Dacă luam pe Proms pe care l-am -am, în la club Mai merg și mai fac o combinație Să sperăm că nu Și hai să vedem De ce sunt trei pe Mai am eu un pe acolo, nu? Mai am eu un Aia, lasam acolo Bun Care e Trevor? Care e Trevor? Să-mi nu arată Nu arată În fine Hai să deschidem, fraților Hai să deschidem Hai să, deschidem. Hai să vedem ce și cum Hai, electronic Arăt Și Uh, board, evident că ce de fapt tot sunt board și nu e walkout, deci prima combinație nu e ce trebuie. E brazilian, să nu că e joltion. E joltion cel mai slab, frate, de 79, nu? 78. <laughs> bine, mă, bine, e ok, e ok, ok. Mi-am asumat. Mi-am asumat de asta, am și zis că nu merită, chiar nu merită. E un 78 în pana mea și fiind 78, nici nu prea poți să-l baci, că trage în jos. A, ah, e un tradable, cu atât mai bine. Ia tradeable, vai viața mea, cât face? Undeva la 20.000 probabil jurtiu, Undeva la 22.000, ia tradeable. Asta e, asta e primul jucător, de la club, vai de viața mea. Bun, și al doilea pe care e tradeable, hai electronic cards. Dă măcar un knockout, frate, hai dă un knockout din asta. hai. Și ce puțin board. Nu e o Vai, 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 vai. Nu e o Nu e o nu, nu e nimic. E un striker de la... A, ah, e Iovic. E Jovic de la Real Madrid, care face și el un 20 ceva de mii. Deci suntem în gaură și... Da, fratele. E ok. E ok. N-am nicio problemă. Chiar am avut noroc ultima vreme. Uh, dar repet, asta mă aduce la discursul meu de la începutul clipului. Fraților, nu merită. Da, e posibil să prindeți un De Jong, e posibil să prindeți un Coutinho, dar sunt puțini cei care prind Hazard, care prind Grizi sau care prind uh, Ben Eder. Deși Iovic ăsta probabil face un 20 și... Aoleu! Oh, Aoleu, nici măcar, nici măcar undeva spre 20 de mii. Da, se poate mai prost? Probabil că nu, dar e ok. E ok, fraților. Ce să zic, cam atât pentru episodul de astăzi. Bă, pe Geolteon ăla probabil că o să-l bag. O să mai facem un SBC de ăsta. Ok, fraților, nu a rezistat tentație și pentru că am prins o porcărie de jucător cel mai rău rete, dar am zis să mai fac o combinație tradable de data asta. Deci nu vreau să fac un tocmai pentru că nu merită și nu vreau să intru în capcana aia, așa nume, și o altă porcărie, investesc într-un alt SBC untradable, consum mai multe resurse, așa că dacă prin ceva low rated, îl vând, e ultimul SBC care îl fac one ceva mai scump, bine, nu foarte scump, dar ceva mai scump, sunt voi să arunc în joc doi jucători de 84, tocmai pentru că am porcărie asta de 78 iar informul, evident, că e un jucător first owner untradable, da? Bun, așa că da, ultima combinație, ultima, ultima, da o I want to da, scrie acolo hai, submit și hai să deschidem Uh, și ultimul pack. Uh, da, da, am înțeles seria, nu e important și așa era acolo pe, pus ca rezervă. Ok, completed, ok, one to watch player, aia zic și hai să mergem să vedem, hai să mergem să vedem. Ultimul pack, hai electronic Arts, cum ar fi să-mi dea workout, cum ar fi să-mi dea workout, aia zic. Deci, one to watch player, 3 pack, 3 am făcut. 78, 83 și ultimul jucător. Hai mă fi măcar un knockout, te rog. Walkout, mă! Bă, ești prost! Walkout! Olanda Cine asta? Mijlocaș Oh! Oh! Ce ai făcut bobiță de Young Tradeable Bine de tot Bă, nu mă așteptam frate Nu mă așteptam De Young Tradable E foarte, foarte, foarte bine E foarte bine Imediat în linia 2 După Beneder, Hazard, Grizi Un jucător de 90-100 de mii și avem Tradeable A ah, păi e bine mă Chiar e bine. Nu așteptăm. Am început cu stângul și am continuat uh, cu dreptul, să zic așa. Bine, fraților, cam atâta. Ultima combinație. Chiar dacă l-am prins pe De Jong, nu o să mai fac. Mă opresc aici. Uh, da, ce să zic. Până data viitoare. Peace.